Bine v-am regăsit la Super Pariuri de aici din Superbet Premium Store. Dacă ieri am vorbit despre meciul celor de la CFR Cluj în play-off-ul Europa League, hai să vorbim astăzi despre play-off-ul UEFA Champions League și anume despre un meci cu un afiș foarte frumos. Benfica, PSV, cei care nu mai sunt chiar atât de tineri poate și aduc aminte de o finală de Cupa Campionilor Europeni între Benfica și PSV după părerea multora cea mai urâtă finală de Cupa Campionilor Europeni din istorie, la concurență cu cea care s-a jucat pe Old Trafford în Manchester în 2003 între Juventus și Milan. Atunci PSV câștiga la penaltiuri, Steaua, care câștigase Cupa Campionilor Europeni înainte, fusese eliminată în semifinale de Benfica. În fine, detaliul ăsta este pentru cei care nu mai sunt chiar atât de tineri. Actualitatea însă e cea care ne presează în momentul ăsta și hai să discutăm puțin despre acest duel între Benfica și PSV, două echipe care s-ar putea regăsi fără probleme în grupele UEFA Champions League din acest sezon. Problema e că doar una câștigătoare a acestei duble manșe, doar una dintre ele va fi acolo la masa bogaților. Ei bine, cine să fie această câștigătoare? Aș merge pe Benfica și asta pentru că, dincolo de prestațiile celor două cluburi în acest sezon, aș miza mai mult pe experiență. E un detaliu foarte important. Experiența în această competiție, la nivelul ăsta, experiența e un detaliu foarte important, iar Benfica, spre deosebire de PSV Eindhoven, e o echipă mai obișnuită cu astfel de meciuri, e o prezență aproape constantă în grupele UEFA Champions League. Eu scot din calcul sezonul trecut, știți bine, în sezonul trecut, poate știți, Benfica a fost eliminată de PAOK, scot din calcul sezonul trecut, fiindcă a fost unul particular, nu s-a jucat în dublă manșă, s-a jucat în meci unic, a fost o aglomerație teribilă în calendar. În vreme ce PSV nu e o prezență neapărat constantă, doar 3 prezențe în ultimele 12 sezoane de Champions League. PSV nu e campioană în Olanda, nici Benfica nu e campioană în Portugalia. PSV a început bine sezonul, luăm care per Supercupa jucată și câștigată contra celor de la Ajax, dar și Benfica a început bine sezonul. Aș merge pe calificare însă. E destul de greu să mergem aici pe scor corect, totuși e prima manșă, pariul pe scor corect e unul riscant și e nevoie de o doză mare de tot de inspirație, însă la cine merge mai departe, eu aș merge, fără ca asta să însemne că așa se va și întâmpla, e doar un sfat, e un reper de la care puteți porni, așa cum de altfel sunt toate elementele pe care vi le ofer aici în fiecare dimineață, doar niște repere de la care vă puteți construi biletele în fiecare zi. Merg pe ideea că Benfica se califică, Benfica merge mai departe, cum se numește. Cine merge mai departe? Benfica 1.85, e o cotă bună pentru gruparea antrenată de Jorge Jesus să fie din nou în grupele UEFA Champions League. Al doilea pariu dintre cele trei în fiecare zi, probabil că știți, dacă nu știți, vă spun eu acum trei pariuri. Vă propun plus un super pariu. Al doilea pariu e legat de cartonașe galbene și pe grafic veți vedea cartonașele galbene din meciurile din acest sezon. Toate cartonașele galbene, mă refer aici. E așa un fel de recomandare, meciul fiind și tur. Fac o paranteză, fiind și meciul tur, trebuie tratat un pic altfel. Meciul retur stârnește ceva mai multe emoții, ceva mai mulți nervi, probabil odată cu fluierul de final. Meciul tur e tratat un pic altfel, plus recomandarea de care am mai vorbit și pe care am văzut-o și la campionatul european și pe care am mai văzut-o prin anumite meciuri. Se dau mai greu cartonașe galbene față de sezoanele trecute. Sub 4,5 cartonașe galbene, ce ziceți de ideea asta și ce ziceți și de cota asta de 1.85 pentru sub 4,5 cartonașe galbene. De exemplu, Benfica 3 din 4 meciuri, în 3 din 4 meciuri s-a depășit, practic s-a depășit o singură dată pragul ăsta.
în principiu, contra celor de la Moreirense, în principiu meciurile celor de la Benfica au fost, hai să spunem, curate din punct de vedere al cartonașelor galbene. Așadar, un 85 pentru sub 4,5 cartonașe galbene. Asta ar veni 4 cartonașe în 90 de minute. E un element la care vă puteți gândi. Al treilea pariu. Hai să vorbim și de goluri, să vorbim și de marcatori. Eindhoven și-a pierdut poate principalul marcator, poate referința ofensivă, hai să-i spun așa, referința ofensivă din sezonul trecut pe Malen, în care a plecat la Borussia Dortmund. A și debutat el la Borussia Dortmund în campionat, vorbesc de meciurile din campionat acum. Acolo ar trebui să fie cel care să-i țină locul lui Jadon Sancho, cel care să-i țină companie lui Haaland în zona de atac. Însă olandezii sunt vestiți, sunt renumiți și nu doar cei de la Ajax, atenție, în general olandezii sunt renumiți pentru curajul cu care aruncă în luptă tineri jucători și unul dintre tinerii jucători promițători celor de la PSV Eindhoven este Madueke, Noni Madueke. Are 19 ani, pe la noi nici nu ar fi luat în calcule. Ar fi tratat cumva pe la și alții, pe la ei nu, este jucător, e un jucător important, internațional de tineret al Angliei, are origini africane, dar deja ne-am obișnuit cu detaliile astea, origini africane, internațional de tineret al Angliei, crescut la Academia lui Tottenham și luat de PSV Eindhoven acum 3 ani, așa, pe ideea că e tânăr și o să crească și el chiar a crescut. 9 goluri a dat în sezonul trecut fără să fie om de bază în echipă, pentru că, vă spuneam, referința în sezonul trecut a fost Malen. Acum e golgeterul. Gata, a plecat Malen, e locul lui acolo în echipă. E golgeterul echipei cu 5 goluri. A dat goluri în 3 din cele 4 meciuri amicale jucate de PSV Eindhoven înainte de sezon, apoi în 4 din cele 6 meciuri oficiale. Dacă mergem pe ideea că amicalele sunt doar așa informativ, meciurile oficiale ne indică multe lucruri. A dat goluri cu Ajax în Supercupă, a dat gol cu Galata, a dat gol cu Midtjylland, așadar poate să fie un element important. Ok, cota e 3.40 pentru gol marcat de Madueke. M-am chinuit mult până să găsesc pronunția corectă a acestui jucător, ținând cont de faptul că e născut în Anglia, are origini nigeriene, joacă în Olanda. Madueke are o cotă bună, 3.40 pentru gol marcat. Dacă vreți și vă simțiți inspirați, puteți merge chiar mai mult, mai sus de asta și puteți încerca primul gol al partidei marcat de Madueke. Cota e și mai bună, evident. E cotă 9 aici, dar eu unul rămân pe gol marcat de el pe parcursul celor 90 de minute și rămân cu această cotă de 3.40. Și ca de obicei, termin cu super pariurile. Combinăm din nou și la acest eveniment. Combinăm două cote pentru că merge și așa. Combinăm două, am mai spus lucrul ăsta aici, la super pariuri. Combinăm două cote din zona de pariuri speciale. Sub 4,5 cartonașe galbene și sub 9,5 cornere în partidă. Sunt două echipe care joacă fotbal, care sunt orientate pe fotbal, care nu sunt orientate neapărat pe faze fixe, pe cornere și pe centrări multe și așa mai departe, din care să iasă cornere. Cotă 3,5-3,52 pe această combinație de cote, sub 4,5 cartonașe, sub 9,5 cornere. Acestea au fost propunerile pentru astăzi, pentru această confruntare dintre Benfica și PSV. Ne revedem mâine dimineață, tot la ora 11, pe toate canalele Superbet, tot de aici, din Superbet Premium Store. Dacă n-ați fost încă aici, vă invit să veniți, pentru că chiar merită lucrul ăsta. Mâine la 11 vorbim de Mourinho, de José Mourinho. Eu sunt Andrei Niculescu. Toate cele bune!